este permis unui musulman să boteze un copil, să fie nașă? Da. Dar de unde? Nu. Nu este permis așa ceva. De ce nu este permis? Pentru că în momentul în care un musulman sau o musulmană acceptă să fie nașă în conformitate cu practicarea, atenție, nu cu religia creștină, pentru că în religia creștină nu există așa ceva, dar în conformitate cu practica obiceiurilor care există acum și în conformitate cu ceea ce se spune la momentul respectiv în biserică, deci prin însăși procedura religioasă, este ca și cum ai renunța la islam. Deci acesta este motivul, pentru că procedura pur și simplu te pune în postura la un moment dat să nu mai fi musulman. Asta este motivul, acesta este motivul pentru care nu puteți să fiți nașă sau un musulman nu poate să fie naș la copii creștini. Și la nașul de botez m-am referit, dar la nașii de căsătorie religioasă este aceeași problemă. Din păcate, aceeași procedură de slujbă te pune în postura ca musulman să nu mai fii musulman. Este ca și cum ai renunța la islam. Din cauza asta, musulmanii nu pot să fie nici nași de botez, nici nași de cununie la creștini.